Bine te-am găsit. În acest domn vedea principalii pași pe care putem să-i urmăm pentru a analiza o campanie de Google AdWords și a optimiza. Pentru aceasta folosesc un cont a unui client de-al meu care se ocupă cu distribuția de echipamente stomatologice și care are o campanie de pe Google AdWords. În primul rând, ce vedem aici? Vedem numărul de clicuri într-o anumită perioadă, în ultima săptămână. Vom da click pe click, putem vedea diferite metrici, vedem numărul de clicuri ce mă interesează și numărul de impresii, de câte ori a fost afișat și văzut anunțul meu. Pe lângă aceasta vedem average cost per click, care a fost costul per click în medie. Dacă dăm click, vom vedea average cost per click. Și dacă vom vedea costurile, vom vedea care sunt costurile totale acestei campanii într-o anumită perioadă. După care, aici putem vedea în funcție de zile, care a fost raportul de click-uri și impresii și implicit care a fost rata dintre cele două. După care mai jos avem tipul de cuvinte cheie după care optimizăm această campanie. Vedem că sunt cuvinte cheie broad, ceea ce nu este prea bine. Trebuie să le optimizăm să facem exact match. De ce spun exact match? Pentru că dacă vom pune exact match, oamenii care vor vedea anunțul nostru vor fi mai relevanți, vor vedea cuvintele cheie exact, după care optimizăm noi campania și vom avea multe șanse de a da click și de a converti. Vedem care este costul per cuvânt cheie, număr de clicuri, rata de click. Vedem rata de click foarte mare aici la tubină dentară cu LED. Aici vedem tipul de cuvinte searches, care sunt cuvintele cheie care au fost căutate. Am dat click pe All Search Terms, mă va duce la Search Terms, termeni de căutare. Vedem care sunt termenii de căutare. Vedem match type, este exact match, ce este foarte bine. Vedem și aici exact match. Putem da în funcție să ne ajeze aceste cuvinte cheie în funcție de click-uri sau de impresii. Eu vreau în funcție de click-uri. Vedem cel mai relevant cuvânt cheie este turbină dentară. Este la campania turbină dentară și adgroup turbină dentară. Vedem care este rata de click, care sunt clicurile, 6 clicuri, numărul de impresii 73, rata de click 8.22, average cost per click 0.79, costul tuturor clicurilor este de 44,71 lei și tipul de campanie este search. Ok, astfel vom analiza fiecare cuvânt cheie în parte, vom vedea care va avea o rată de click mare, număr de impresii și CTR. Foarte important, aceste trei elemente, click-uri, impresii și CTR, pentru că acestea duc la formarea scorului de calitate. Toate acestea trebuie să fie cât mai mari, costul pregătit să fie cât mai mic. Ok, după care avem negative keywords, dacă avem cuvinte cheie negative, vedem aici cuvinte cheie negative auto, benzină, BMW, curent. Aici am pus cuvinte cheie negative după care nu vreau să apară anunțul meu, fiindcă este un anunț care se bazează pe cuvântul cheie turbina dentară. Nu există și cuvinte cheie sau sunt produse de tip turbina auto sau turbina BMW, cum caut oamenii, și vreau ca anunțul să apară pe acel tip de campanie. După care putem analiza campaniile noastre. Vedem campania noastră. Vedem număr de clicuri, număr de impresii, CTR-ul și average cost per click. După care avem tipul de ad group, grupurile de anunțuri. Vedem grupul de anunțuri. Este foarte bine făcută această campanie făcută de mine, deoarece am cuvintele cheie puse pe un ad group care sunt relevante. După care avem ad și extensii, deci avem anunțul nostru și extensiile. Vedem ad grupul nostru și anunțul nostru. Am înțeles contul cheie în copy, aici sus. Deci turbină cu generator și LED, testați gratuit, am adăugat un beneficiu, deci poate fi testată 10 zile gratuit. Vedem alte beneficii, după care putem vedea alte elemente într-un video următor.